Bun. O să mergem mai departe și o să exportăm profilul longitudinal. Pentru profilul longitudinal, iarăși trebuie să tăiem transversalele din picheți. Deci avem două variante. Sau tăiem profilul longitudinal atunci când generăm și echidistante, sau acum generăm din nou, iarăși planul de situație putem să-l ștergem. Simbolurile astea nu le mai activăm, module. Activăm modulul 0 și mergem și generăm din nou transversale prin picheți. Ok, dăm generare. Pe profilul longitudinal la fel trebuie să ne apară profilurile, da? Profilul 1, 2, 3, 4 și pentru asta noi iarăși generăm tot proiectul, îl salvăm și după asta generăm profilul longitudinal prin picheți. Ok, mergem iarăși la secțiune, salvăm, calculăm. Se reactualizează proiectul cu noile secțiuni transversale. Când o să generăm profile transversale, să nu uităm să adăugăm gardul, da? Asta, linia asta galbenă. Ok, și mergem la secțiunea profile longitudinale. De aici se generează profilul longitudinal. Ok, dăm click pe longitudinal, de aici selectăm scara orizontală și verticală, pozițiile kilometrice, 1000 la 100. De aici selectăm formatul pentru paginare, da? Deci eu am creat un șablon care se găsește aici în altă dimensiune și se numește 105. Nu este asta. Eu trebuie să mă conectez la librărie. Ia să vedem dacă am librărie aici. Deci, vedeți, asta este librăria standardă din Istram, care se găsește pe discul C, Ispol Lib. Da? Și în afară de librăria asta standardă, noi putem să ne creăm și noi o librăria noastră. Și eu deja o am creată, dar să vedem unde o găsesc la mine pe calculator. Aici ar fi proiectele mele, drumuri. Ia să vedem. Drumuri, lib. Da, am ceva aici, dar să vedem dacă e acea librărie care am nevoie eu. Sper că este. Iarăși mergem la original. Aici s-a păstrat și aici iarăși dăm altă dimensiune și avem, da, jack. Asta este modelul pe care l-am creat. Ok, și aici la fel am creat un șablon pentru lung. Dacă mergem noi aici la generare șablon, aici poți să-ți creezi orice șablon vrei tu, da? Încarci elementele, de aici elemente fixe, linii roșii, da? Deci toate astea se creează, le poți crea manual. Îți generezi un șablon, îl salvezi și după asta lucrezi cu el. Șablonul meu, am deja aici mai multe șabloane, dar în principal asta este de bază, străduțe și după asta le mai modific pentru fiecare proiect aparte, mai adaug la el ceva, mai scot din el ceva. Ok. Mergem înapoi la original, încărcăm aici șablonul străduțe. Ok, și cam atât, putem să-i dăm generează. Gata. S-a generat, ia să vedem dacă s-a generat bine. Da, s-a generat, vedeți, s-a pus pe format A3. S-a împărțit în așa fel ca să încapă și pe înălțime. Da? Și acum noi acest desen putem să-l exportăm. La fel o să închid modelul ăsta 0 să nu se exporte, că nu avem nevoie de el. O să verific aici să fie totul în regulă. Da, și vedem că s-au pe acest șablonare și picheții, da? 737, 738, ok. Export DVG, accept, referințe și aici îi scriem lung. Gata. Ia să mergem totodată să-l și vedem dacă s-a exportat bine. Perfect. Singurul lucru ce trebuie să schimbăm noi aici, trebuie să schimbăm fontul, da? Vedeți că nu, ăsta nu arată bine. Mergem la notate și aici îi selectăm ISO pe oră. Apply, close. Și gata. Să vedem, să încercăm să numărăm câte planșe sunt. Deci asta se repetă, cred că o dată la fiecare planșă. Da. Avem 234. Ei bine, 234 se încadrează, e suficient într-un desen, ca layout-uri. AutoCAD-ul este limitat la 256 de layout-uri și noi dacă avem un proiect mai mare nu putem să-l încărcăm totul într-un singur DVG, pentru că nu putem să-i facem layout-uri. Ar trebui să împărțim axul, da, sau o parte să-i facem într-un plan de situație într-un DVG, celălalt parte în alt DVG. Bun. Cam asta.